Fotbaliștii de la Astra Giurgiu vor să încheie turul de campionat în forță, deși evoluează împotriva celor de la CFR Cluj în deplasare și Pandurii pe teren propriu. Prima dintre cele două finale ale turului are loc pe terenul campioanei CFR Cluj, obiectivul antrenorului Valentin Sinescu fiind cel puțin un rezultat de egalitate. Noi suntem o echipă care încercăm să ne convingem pe noi înșine că am trecut la un alt nivel. Nu mă interesează titlul, mă interesează să abordăm fiecare meci fără complexe. Eu îmi stabilisem ca obiectiv 7 puncte pentru aceste 4 jocuri. Am obținut 4. Da? Sper să plecăm neînvinși de la Cluj și să reușim să ne impunem în fața Pandurilor. La rândul său, portarul Silviu Lungu crede că în fiecare rundă pot surveni surprize, dând exemplu partida dintre Gloria Bistrița și Dinamo. Cred că este un campionat echilibrat și cu puțină șansă și cu multă muncă putem obține punct sau puncte la Cluj. Țineți cu dinții de locul 2? Da, încercăm să ne ținem sus. Nu este ușor, dar muncind împreună și analizând problemele noastre și corectându-le, sperăm să ne menținem sus. Meciul va fi arbitrat la centru de Sebastian Colțescu din Craiova, ajutat la cele două linii de Andrei Constantinescu din București și Daniel Mitruții din Craiova.